Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7 și aproape 47 de minute. Am încurcat-o taxa pe poluare, taxa auto. Ar putea reveni din 2027, dar de data asta ar urma să se aplice la nivelul întregii Uniuni Europene. Deci nu mai avem scăpare. Deci casez mașina, nu mai vând. Da, eu oricum mi-am propus să o țin exact până atunci. Da, am 2027? Fost ieri cu ea la service, are 12 ani. Da, dar e 100.000 de kilometri cu ea. I-am schimbat doar ambreiajul, în rest e... I-am schimbat ambreiajul? Acum vreo 3 ani. Aha. În rest nu i-am schimbat nimic. O bucșă, o ceva. Și ieri am schimbat un bec. Un bec. Cu xenon. Scump. Aha, mai sunt becuri cu xenon, da. Nu se mai folosesc becuri cu xenon. Consumă prea mult. Da? Da. Eu n-am simțit. Acum laser, direct. Și acum, adică, îmi consumă... Ce îmi consumă? Xenonul, baterie? Da. Păi bateria nu consumă bateria. Consumă alternatorul ăla care încarcă bateria și practic îți dă curent la pentru consumatorii tăi. Poate să consume. Și oricum mergi cu farurile stinse. Exact. Deci până în 2027, ce mai, în 5 ani? Semnalizezi? Ocazional. Uite la fix. Băi, stai puțin, că asta e important. Deci, dincolo de mișto pe care îl facem noi, taxa pe poluare e vorba de o taxă care se pune pe carburant. Deci în felul următor o să fie plătită de și nu doar de șoferi, de proprietarii de mașini. Deci o să o plătească așa. Șoferii care au mașini pe benzină, diesel sau GPL, deci motoare termice. Dar și proprietarii de case și apartamente care au centrale pe gaz. Nu-ți dea lumpul pune centrală, stau după Nicușor, n-am apă caldă de două zile. Da, e una dintre măsurile gândite de Bruxelles pentru reducerea consumului de carburanți fosili în Europa. Știrea este dată de colegii de la TVR, nu știm cât o să fie. TVR estimează că taxa asta ar putea să fie între 50 de bani și 1 leu pe litru de carburant alimentat. Da. E foarte devreme, adică nu știm dacă o să ajungem acolo. Stai puțin, să vedem. Deci dacă tu ai centrală cu gaz acasă, da, asta nu știu cum o să-ți cumpească benzina, o să fie de alea. România o să trimită pe mătușa care n-are centrale la radet, ca mine, amărâtă, du-te, matale, mama, ieși ia benzină. Că pe mine mă ardă ăștia ca în centrală. Da, nu-mi place deloc de taxa asta. Tanțoș Barna, ministrul mediului, a declarat așa: toți cetățenii Uniunii Europene vor plăti această taxă de carbon. Indiferent dacă mașina lor este nouă sau este mai veche, i-au slucat, taxa de carbon va fi în prețul carburantului. Uh-huh. Deci nu-mi place deloc de ea și nu mi se pare echitabilă, ca să fiu cinstit, pentru că sunt diverse grade de poluare. Am citat pe domnul Barna și s-a schimbat ceva. Deci mașinile Euro 6 poluează, de exemplu, mai puțin ca furnalele de la RATB, de exemplu. Mă interesează prea puțin. Mașina mea poluează mai puțin decât o mașină Euro 2. De ce să plătim aceeași taxă pe carburant? E taxă de poluare. Ce sunt furnalele de la RATB? Mașinile, autobuzele alea care merg și scot fum pe spate. Noi nu prea mai avem în București. Nu știu ce e prin țară. Dar la noi STB-urile alea albastrele. Mai sunt și albe. Turciști? Da, ale albe, bombă. Mă refer. Alea albastre sunt alea favoritele. Alea bagă și condiționat, sunt de la doamna primar. A, ce drăguț. Sunt turcești. Bine, ok, atunci altele, nu știu, mașinile de la jandarmerie. Sunt toate de intervenție, alea se jale cu... Aia. Așa, și întrebarea mea e, da, statul o să plătească taxa asta? Că nu știu de ce, dar am senzația că statul se descurcă să nu plătească amenziile pentru poluare și alte lucruri. Și dacă plătește statul taxă de poluare prin benzină, nu tot noi o plătim. Ai și tu dreptate, da. Mai bine să nu mai plătească, lăsați, a fost o idee greșită. Deci, cum spuneam, Comisia Europeană are ca obiectiv reducerea cu cel puțin 50% a emisiilor de dioxid de carbon din spațiul comunitar până în anul 2030. Și o să ne taxeze de n-o să ne vedem. Cred că nu avem încotro, trebuie să ne luăm Dacia Spring și prelungitor. Și asta e viața. Am văzut recent o filmare pe rețelele de socializare cu o coadă nesfârșită de mașini electrice. Probabil că acum se vede pentru prima oară. Da. E vară, sunt oamenii care merg în vacanțe după 2 ani de pandemie. Da. Și așa cum în aeroporturi e haos, bag seama că și l-a încărcat mașini electrice pe diverse autostrăzi. Dar era în România sau unde era coada? Nu, asta? Nu. În România n-ai cum să ai coadă, că n-ai stațiile de încărcare. Era undeva în Cehia sau Polonia, bă, dar era o coadă interminabilă. O filma unul din mașină, unul cârnat de mașini electrice. Aha. Și în capăt era o stație destul de generoasă, adică avea, cred că, vreo 12 poziții. Dar gândește că fiecare mașină de aia trebuie să petreacă acolo 30-40 de minute, înțeleg, în cel mai fericit caz. 20 de minute minimum. Nu, 20 de minute minimum, dar e mult, adică... Ori dacă e lume plecată acum în vacanțe și astea sunt pe drumuri naționale, județene, autostrăzi din Occident. Cam nasol.
acolo. Aici, colo. Deci totul se va localiza. Vreți, n-ați mai vrut globalizare. Acum trecem la mașini electrice, totul va fi localizat. O să ne facem vacanțele pe o rază de 200 de kilometri de localitate de domiciliu maximum. Să știi. O noapte de cazare. Și așa se calculează. Unde e? 200 de kilometri, noapte de cazare. 200 de kilometri, noapte de cazare. Da. Și cu asta basta. Ce e scump. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.